În situația în care noi vrem să aprofundăm această evaluare, putem folosi programe de cardioritmologie, putem să intrăm în aceste programe și în felul acesta să vedem multe lucruri din trecutul, prezentul și viitorul unui om ca stare de sănătate și ca posibilități. Este important să înțelegem că oamenii nu s-au limitat doar la o electrocardiogramă și Doppler și nu, lucrurile sunt cu mult mai avansate pentru că în trecut oamenii au trebuit, de fapt s-au implicat într-o mulțime de programe ale viitorului, și anume programele aerospațiale. Și aceste programe aerospațiale au avut nevoie să înțeleagă mult mai mult despre om. Ele au căpătat cum să spun, un avânt extraordinar în urma unui accident, ce anume prin anii 66, 65, 66, un om care fusese lansat în spațiul cosmic, având niște analize foarte bune, la un moment dat, ajungând în acel spațiu cosmic, el face un AVC. Și toată lumea abia au reușit să-l recupereze. Toată lumea se întreba cum este posibil lucrul ăsta, când analizele la sol erau perfecte. Și iată că au intrat într-o latură foarte ascunsă a fiziologiei umane, anume despre resursele de compensare, mecanismele de compensare și, bineînțeles, prenosologia. Un om de știință care am avut ocazia să-l cunosc în vizitele mele și în călătoriile mele, se anume Roman Markovic Baevski, a fost un cercetător rus renumit, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul fiziologiei spațiale și medicinii, și a dezvoltat metode de diagnosticare care permite evaluarea stării de sănătate a cosmonauților în timpul zborurilor spațiale. Baevski a fost un pionier în aplicarea conceptelor de biorezonanță și analiza variabilității ritmului cardiac, în monitorizarea stresului și a adaptării organismului uman la condițiile extreme. A fost implicat activ în cercetarea efectelor condițiilor de microgravitație asupra corpului uman și a contribuit la dezvoltarea protocoalelor medicale utilizate în programele spațiale. Ce vreau să zic? Că a pus la punct o mulțime de exerciții, de tehnici, de protocoale prin care omul să poată să-și controleze și să-și dezvolte sănătatea inimii. Din aceste programe, mai târziu, au ajuns multe abordări pentru lumea civilă, multe cunoștințe pentru lumea civilă. Și de aceea vreau să spun că este important atunci când noi analizăm sănătatea inimii, pe lângă puls, pe lângă tensiune, pe lângă un EKG sau un Doppler, este important să mergem mai în profunzime și anume să analizăm analiza fractală, analiza spectrală a inimii, partea de resurse, resursele la sarcină, la efort și, bineînțeles, indexul Baevski. Dacă mă întrebați ce este indicele Baevski, aș putea spune că este o metrică utilizată pentru a evalua modul în care este reglat ritmul cardiac. Sunt foarte multe lucruri de spus despre
această parte a evaluării, dar scopul meu astăzi este de a mă întoarce la un om care este într-o situație dificilă, delicată și cum ar trebui să procedeze el în situația în care, așa cum am spus, nu există moarte fără ca inima să fie copărtată la acest deces.